Una sera con le sorelle che poi nella casa. No. Tema dentro. A casa. Lascia. A. No. Sì, il dente 12. 5, che ho già armato. 0. A 10, a 10. A 10, a 10. 10 al 2000. Să faci un exercițiu de la test. Nu mai de pe ce trebuie să te uiți de la test. Nu mai să nu uiți eu, da? Da. Hai, tema întâi. Da. Zice pe test. Avem partea întreagă x minus 2 supra 3. Partea întreagă a lui x minus 2 supra 3. Să fie egală cu x plus 2 supra 4. X plus 2 supra 4. Așa. Deci, te vorbim din partea întreagă, da? Partea întreagă și fracționare. Partea întreagă și partea fracționare. Adică orice număr real are două părți. O parte întreagă și o parte fracționare, da? Deci oricare ar fi, oricare ar fi un x real, rezultă că x egal cu partea întreagă a lui x plus partea fracționară a lui x. Da? Dar partea fracționară este un număr cuprins între 0 și 1. 0 poate să fie, nu? Mai mic egal decât 0 și strict mai mic ca 1. Că dacă ar face 1, am dus și am dus și la întregi. Această chestie poate fi tradusă în felul următor. Scot deci partea fracționare și o duc în aici. Cu cine este egal cu x minus partea sa întreagă. Deci, iată cum apare acum. 0 mai mic egal decât partea fracționare, adică din x minus partea sa, minus partea sa întreagă. Și mai mic strict decât 1. Dacă adunăm un x aici, sau să adunăm în, în partea întreagă, da? Hai să zicem partea întreagă a lui x. Rezultă atunci că putem zice partea întreagă a lui x e mai mic egal decât x și mai mic decât partea întreagă a lui x plus 1. Deci, totdeauna, x-ul e cuprins între partea sa întreagă și partea sa întreagă plus 1. Da, plus 1 acela nu s-a, nu-i și egal. Din coace și egal. Adică, dacă am pe x egal cu 3, atunci este adevărat aici, nu? Că partea întreagă a lui x, adică 3, e mai mic egal decât x, adică decât 3, și mai mic decât partea sa întreagă plus 1, adică 4. Adică, iată, x între 3 și 4. Posibilitatea de egal, când este număr întreg. Mă amintiți că am mai discutat asta la clasa 7-a, parte ceva cu partea întreagă și partea fracționare. Când ziceam, partea întreagă lui t este partea întreagă. Partea întreagă a lui minus 3,7. Și cine este egal partea întreagă lui minus 3,7? Minus 4. Minus 4. Pentru că noi zicem pe minus 3,7 adunăm și scădem 1, nu? Vă amintiți cum gândeam, da? Mm-hmm. Deci când avem pe x egal cu minus 3,7, egal cu minus 3,7 plus 1, minus 1, și egal cu... egal cu minus 3, minus 3, minus 0,7 plus 1, minus 1. Că minus 3,7 se confunde minus 3 și minus 0,7. Și atunci, minus 3 cu minus 1 face egal cu minus 4 și plus minus 0,7 plus 1 face 0,3. Pentru că partea fracționară, cum am spus că este totdeauna între 0 și 1. Deci, de ce partea întreagă al minus 3,7 minus 4? Pentru ca să ajung partea fracționară să o fac un număr pozitiv. Din motivul ăsta m-am dat scăzător. Dacă ne-am amintit aceste lucruri, hai să întoarcem exercițiul nostru. Am să iau mai întâi câteva exemple mai ușurele.
Adică dacă aveți... Și x mai acolo scrie mai aia, nu? Așa. Parte întreagă. Deci, loc de partea, da să luăm așa un pic mai ușor. Deci, dacă aveți așa partea întreagă a lui x minus 1 pe 2, egal cu 5. Deci partea întreagă a lui x minus 1 pe 2 egal cu 5. Înseamnă că x minus 1 pe 2 asta, x minus 1 pe 2, înseamnă 5 și ceva. 5,1. Deci este cuprins între cine? Între 5, posibilitatea egală. A, și 6. Și 6, strict mai mult decât 6. Deci faptul că partea asta întreagă e 5, înseamnă că e... Expresia aceea toată, expresia aceea, cuprins între. Și acum suntem într-o ecuație banală. Da, da. No? Și de aici înseamnă că 10 mai mic decât egal decât x, mai minus 1, mai mic egal decât 12, de unde zicem că x înseamnă între cine? X aparține intervalul închis de la 11 la 2, aici e strict, inegalitatea strict în dreapta, la 12 și 1, 13. Da? Între asta. Dar și egal acolo mai mic? Aici. 10. Și nu era și egal? La 10 și egal. Păi da, și nu puteam să luăm și pe 10? Pe la 9 și pe 10 și am adus 1. A, că l-a transformat pe rugare. Am adus 1, da, am transformat pe rugare. Da. Între 11 și 13. Da. Bun. Când este un număr întreg, dar dacă este o altă expresie în X, cum este la noi, e un pic mai dificil, dar nu e imposibil de făcut. Corect. Mai suntem atenți. Deci, am așa, de la partea întreagă al X minus 2 supra 3, egal cu X plus 2 pe 4 și egal cu un K. Și partea întreagă, totdeauna este un număr întreg, cu K, care aparține lui Z. Păi de ce e egal cu K? Păi cu partea întreagă a unui... Și ce mai putem egal cu K? Păi notesc cu K ca valoare, nu știu cât este ea. Deci îmi notesc cu un K, K la știu sigur că e număr întreg. Da, asta fac precizarea. Că eu vreau să fug din toată șmecheria asta, pe cum o să vezi, să mă duc în K-ul ăsta. Și despre K fiind întreg, mă duc și fac manevră. Și precizez K din Z. Da, tot timpul K din Z. Așa că, despre chestia asta, am inegalitatea asta foarte importantă. Că partea întreagă, că expresia din interior, adică din interiorul părții întregi X-ul, cum a fost aici, dar noi acum este X minus 2 pe 3, e cuprins între partea sa întreagă și partea sa întreagă plus 1. Deci, eu am să traduc așa. Partea întreagă a lui X minus 2 supra 3, partea întreagă a lui X minus 2 supra 3, mai e mai mic egal decât X minus 2 supra 3, uitați-vă la aceea de aici. Asta este. Important, da? X minus 2 supra 3, care e mai mic strict decât partea sa întreagă a lui X minus 2 supra 3 plus 1 în afară. Și plus 1 în afară. Plus 1 în afară. Acum, în partea întreagă a lui X minus 2. Deci, asta este din traducere de aici, nu? Bun. În momentul ăsta, partea în sa întreagă am notat-o cu K. Da? Și noi, în egalitate, avem că este egal pe X plus 2 pe P. Pe 4. X plus 2 pe 4. Partea întreagă asta. Da. Așa, din loc de partea întreagă, oriunde văd, oriunde văd partea întreagă, pun X plus 2 pe 4. A, X plus 2 pe 4. Păi așa, zice că asta e egală cu X plus 2 pe 4. Nu trebuie să arătăm să ajungem acolo. Nu, o avem egalitate. Asta o avem dată. Da? Aha. Așa cum am dat-o aici egal cu 5, că m-am bucurat foarte tare și m-am pus bine. Acum traduc și spun partea întreagă egal cu asta. Bun. Și acum, fiind egal cu asta, eu mă opresc aici. Și apare X plus 2 supra 4 mai mic egal decât X minus 2 supra 3, care e mai mic decât X plus 2 pe 4, nu așa? Pe 4 și plus 1. Ce ce ar însemna echivalent? Dacă aș tot lucrurile. Sigur că numitorul comun este aici 12. Deci vine
echivalent 3x plus 6 plus 6 4x minus 8 mai mic egal de 4x minus 8 mai mic egal de cât 3x vorbește de 12 plus 6 plus 12 ce aici înseamnă echivalent? Scădem un 3x scădem un 3x peste tot și scădem 6 nu, scădem, adunăm cu 8 adunăm un 8 da. Dar faci simultan sau? Face simultan. Simultan deci vine adunăm un 14 mai mic egal decât x mai mic egal decât 18 plus 8 25 26 deci 18 plus 8 face 26. Deci, asta, așa apare în clipa asta. Deci, altceva să aparțin... Stai, și aici e strict. Atenție, strict așa în milionat. Atenție, strict. Ce? Ca să mă întorc și să înțelegeți, greșit, ar trebui așa să vă fi vorba. Aici, e vorba de a găsi pe cei X, pe care îi se înlocuim, X real. Și când facem partea asta întreagă, ne dă un răspuns. Dar și aici lucrăm, tot un, o valoare întreagă trebuie să dea. Asta înseamnă că x și aceea, după când se ținuie, trebuie să fie întregi. Dacă ne gândim așa, dar totuși împărțit la 4, e un pic complicat. Nu putem să ghicim așa. Nu avem nicio șansă. Însă ne amintim că am notat așa. Partea întreagă este acum un K și egal cu asta aici. Și acum mă întorc înapoi. K supra K egal cu X plus 2 supra 4. K K egal cu X plus 2 pe 4. Știu că asta. K a fost partea întreagă, da? Uh-huh. Și scoate pe X de aici. Ceea ce ar fi echivalent cu 4K egal cu X plus 2. Adică de aici rezultă că x ar fi egal cu 4k minus 2. Deci, de forma asta x. De forma 4k minus 2. X. Dar nu orice x de forma asta, ci încadrat între aceste două numere. Păi asta am vrut să vă zic, dacă acolo luăm de la 14 la 25, 14 mergea, dar 15 nu mai mergea. Vezi, de forma asta trebuie să fie. Trebuie să fie x-ul de forma 4k de 4, da. Din intervalul ăla. Exact. Și acum cu x-ul de aici, pe care l-am găsit de forma asta, mă duc și arunc aici. Deci spun și de desubt că x, x din ce am făcut mai devreme, arată din forma 4k minus 2. Și atunci din astea două rezultă că avem 14, mai mic egal decât 4k minus 2, și mai mic strict decât 26. Adunăm un 2 și apare 16 mai mic egal ca 4K mai mic egal ca 4K mai mic strict decât 28 împărțit la 4 și avem că 4 mai mic egal decât K mai mic decât 6 decât 7 7 deci K și K din K era din 0 cuprinse între 4 și 6, nu? Așa, și 4, 5 și 6. A, aparține mulțimii numărilor 4, 5 și 6. Și atunci ai x-ul? Păi nu, x-ul, dar uite, acum îl ducem acolo. Dar dacă m-am dus cu K plasat din Z într-un interval, acolo știu. Acolo și văd x-ul. Și atunci x-ul arată. Pentru că e egal cu 4. Pentru că e egal cu 4. Avem x egal cu 14. 16. Da, 16 minus 2, 14. Da. 18. Pentru că e egal cu 5. Trebuie să scriem, mama, că e egal cu 5, rezultă x egal. Că vezi că trebuie să analizeze la orice. X este egal cu 20. 18. Pentru că e egal cu 6. X este egal cu 20. X egal cu 20. Pentru că e egal cu 20. Și atunci spunem că pentru ecuația asta care am avut-o, x aparține, nu? Pentru soluție. Soluție. Soluția și x aparține mulțimii valorilor 14, 18 și 22. 14, 18 și 22. Ne convingem repede dacă am urcat bine sau nu, dar x valoarea și dacă verifică, e bine. Dacă nu, verific, greșim bine. Verific, nu dați seama că verific. Dar hai să înțelegem mecanismul. Corect. Mai întâi să verificăm? Da. 14 minus 2 face 12, supra 3 fac 4.
partea întreagă lui 4 e 4. Corect. Și aici vine cât? 14 plus 2, 16 plus 4. Corect. Deci 14 e bun. Bun, 18. 18 minus 2, 16. Cât 18 minus 2, 16, nu? Pe da. 3. Nu merge. Partea întreagă la 16 pe 3. A, partea întreagă, corect. Da. 5, nu? Și aici dacă mă duc cu 18 și cu 2. 20 pe 4, 5. 5, bun. 22. 22 minus 2. 20. 20 pe 3. 6. 6, partea asta întreagă. Da? Și aici 22 și cu 2, 24, 6. Pe 4, 6. Valori găsite corecte. 18, 14, 18 și 22 sunt soluții. Zicem dacă am înțeles. Și acum, repet. Nu mai facem, dar să înțelegem mecanismul. Deci dacă înțelegem etapașii rezolvarea unei astfel de ecuații, treaba e foarte simplă. Păi nu se mai uite egal cu un cal și spunem că o aparțin lui Z. Obligatoriu, partea întreagă. Acum folosim formula aia, care nu-i formula, e ceva logic. Este traducerea ce înseamnă partea fracționară între 0 și 1. Numai că în loc de partea fracționară am pus-o pe ea și este clar că x-ul este între partea sa întreagă și partea sa întreagă pus-o. Și lasăm pe x la un interval și apoi mergem cu x de formă 4 cam de 2 de acolo. Din egalitate, da? Hai să zicem, pasul întâi. Pasul întâi ar fi așa. Notăm egalitatea cu k. Da? Partea întreagă egal cu un k. Egalitatea cu un k. Foarte bine, îi spune egalitatea cu un k. Pasul 2. Hai să zicem așa, algoritmul de rezolvare a unei ecuații, algoritmul. Adică să înțelegi că dacă era vorba de partea fracțională, nu mai era din Z? Nu, mai era, nu, partea întreagă. Mai partea întreagă e valabil. Așa. Atenție. Deci algoritmul, lasă un pic ca să vedem, să stabilim împreună pașii. Algoritmul rezolvării unei ecuații cu partea întreagă. Pasul întâi. Notăm egalitatea egală cu un K. Virgulă K din Z. Cu virgulă K din Z. Un K, K din Z, neapărat. Păi da, că a penalizat un punct. Păi fără discuții, fără, e foarte important. Dacă nu am spus K din Z, noi e altceva. Pe urmă, traducem partea întreagă. Pasul doi. Traducem partea întreagă, adică scris între pusă. Și scrieți-o pe asta așa, cu roșu, cu nu știu, sublinia, da, da, da. Că X-ul e cuprins între partea sa întreagă și partea sa întreagă pusă, fără egalitate. Important. Da. Important. Da? Asta e pasul 2. Pasul 3. Pasul 3. După ce obținem x-ul cuprins într-un interval, așa s-a întâmplat, da, x când mai a fost la 14 și așa, după ce obținem așa, x cuprins într-un interval, ne întoarcem la notația făcută. K egal cu partea de dreapta, x plus 2 pe 4, nu cu partea întreagă, da? Ne întoarcem la K egal cu partea din dreapta egalului, cu expresia din dreapta. Așa zice E1 și asta este E2, expresia E2. K egal cu expresia aceea. Și înlocuim, și înlocuim pe X. Deci găsim pe X. Din inegalitate, din da. Egalitatea. Găsim forma x-ilor. Deci, îl găsim. Noi avem așa. Dacă îl zic așa, nu avem partea întreagă, să simt închipul, avem partea întreagă la E1 de x, la unei expresii, E1 de x, egal cu E2 de x. Da? Ca să înțelegem și mai bine. E2 de x. Am zis că notăm cu K. Am zis că scriem, asta a fost, scriem inegalitatea. Partea întreagă la E1 de x. E mai mic egal decât E1 de X. Așa, care e mai mic decât partea întreagă a lui E1 de X. Plus 1. Este așa am spus, da? Apoi, se lucrează, în loc de E1 de X, spunem E2 de X. Că e partea întreagă, așa notat pe 2. Și apare în pasul 2, la pasul 3, nu mai știu,
e 2 de x mai mic decât e 1 de x, mai mic egal decât e 1 de x și mai mic strict decât e 2 de x plus 1, care conduce la x aparține unui interval a, b, dintr-un interval, din a dat noi 9x între 14 și 26, da. Dintr-un interval. Și apoi am zis că ne întoarcem în pasul 3, la cine ne întoarcem? La k egal cu, k egal cu e 2 de x. Țineți minte așa că a fost, nu? K egal cu e 2 de x. Da, da. K egal cu e 2 de x, din care rezultă x de formă. X egal cu e 3 de k, o expresie în k. E 3 acum asta. O altă expresie. Adică x, forma la care ajunge x. Da. X-ul era de tipul nu știu care. Și cum x-ul era între a și b, deci, da, găsim k și unde. Deci, practic, aici am avut așa că x e cuprins între a și b, parte dreapta deschisă. Și cum x-ul e egal cu o expresie 3 de k, găsim k. Da, o expresie în k. Locuim pe x aici și avem în final a mai mic egal decât e 3 de k și mai mic strict decât b. Acum când rezolvam chestia asta, iar cum e algoritmul, pașii pe care îi parcurgem. Am primit zilele trecute, cred că o săptămână în urmă, un, când lucram noi la inegalități pe acolo, un mesaj la filmulețele noastre, scriu o parte din cei care urmăresc, scriu și mesaje. Domnul Groză, dar nu faci și niște ecuații cu partea întreagă sau partea fracționară? Răspundem. Iată că am ajuns să vă fac asta. Da? Nu știu de unde era cel care m-a întrebat, dar era un pic mai în față. Ei lucrau acolo și era greutăți. Nu înțelesese algoritmul ăsta de rezolvare. Nu, poți să știu? Da. Deci am propus să insistăm un pic ca să înțelegem bine, bine, bine cum procedăm. Și acum vă voi lăsa pe voi la comandă și eu numai cât scriu de pe tablă. Mai avem genul ăsta? Da. Perfect. Mai lucrând. Da. Punctăm foarte bine ce spune tehnica de lucru. Acolo vă dau și un model în care să avem două sau trei moduri. Două sau trei cărți întregi, adică o expresie. Și atunci e un pic mai, mai interesant. Partea întreagă din x plus 1 pe 2. Partea întreagă din x plus 1 pe 2. 1 pe 2. Exact, cu 3x minus 1 pe 4. 3x minus 1 pe 4. Exact, cum același model este. Da, este. Ia să. Hai, Iona, zi tu, mami. Păi tot cu un K. Da, care aparține unui Z. K din Z. Da. Și să avem că X, partea întreagă a lui X plus 1 pe 2, mai mic egal decât X, X plus 1 pe 2. Așa. Și mai mic decât X plus 1 partea pe întreagă. 2. Partea întreagă a lui X plus 1 pe 2 plus 1. Plus 1 în apare. Așa. Acum, în loc de partea întreagă a lui x plus 1 pe 2, scriem 3x minus 1 pe 4. 3x minus 1 pe 4. Mai mic egal decât x plus 1 pe 2. Mai mic egal decât 3x minus 1 pe 4 plus 1. Acum, același întorc care e 4. Plus avem 3x. Și la celălalt. Și la celălalt. Așa te zbucă. Eu nu lucrez decât și indichează. Scriu pe tablă. Ia să nu știu eu pe tablă, să uite. Vai, știi povestea. Da, știu. Asta a fost un pachet din ele. Nici nu vreau să... Eu suntem pe camera. Da. Vă zic după. Da. 3x minus 1, mai mic egal decât 2x plus 2, mai mic egal decât 3x minus 1 plus 2. Mai plus 4. Da, e strict. 3x plus 4. 4. Și avem 3x... scădem în 2 și avem 3x minus 3, mai mic egal decât 2x. Hai să scădem și un 2x, că tu așa merg. Un 2x să scădem? Nu, trebuie să împărțim pe acela 2. Așa. Mai deci scădem un 2, mai bine. Așa, scădem un 2. Face cură. 3x minus 3, mai mic egal decât 2x, mai mic egal decât 3x plus 1. Mai mic, strict, mami. Da, nu știam.
Da. Mai mic strict decât 3, 2x plus 1, 3x. 3x, da. 3x plus 1. Plus 1. De ce plus 1? Da, și mai e și plus 4. Păi am minus 1, plus 2. Minus 2, dar plus 1 îți bine. Da, bun. Minus 2 și cu minus 1, minus 3 și 4. Împărțim la 2. Și am cu 3x minus 3 supra 2. Mai mic egal decât x, mai mic egal decât 3x plus 1. Mai mic egal decât x, nu? Mai mic strict. Mai mic strict decât 3x plus 1, bere. Supra 2. Bun. Nu s-a mai întâmplat cazul de trecut, ei să fie cuprins între. Din păcate. În momentul ăsta, o să scădem din ambii membri 3x. Vezi 3x, 3x, 3x. Și atunci, dacă scădem din ambii membri 3x, adică nu din ambii membri, de peste tot, din dupla inegalitate pe 3x. Deci vezi... Vezi sub, domnul profesor, sau uitați ud, dar... Așa. Acolo. Vine minus 3 în rând, da? Da, vine mai minus 3 egal decât minus x, mai mic egal decât 1. Și dăm cu... Mai mic strict. Așa. Mulțim cu minus 1. O să avem că 1 e... Nu, minus 3. 1 e mai mic... E mai 3. 3, 3. Păi, nu o luăm invers. Așa, minus 1, bine. Minus 1 mai mic decât x, mai mic decât, mai mic egal decât 3. Da. Bun. Și acum avem. Suntem în momentul acela. Da. Și acum mai zicem și că x egal cu 3 egal minus 1. Și îl aflăm pe k în funcție de x. Acum. K egal cu. K egal cu. K egal cu 3 minus 1 pe 4. Așa avem că 4K. 4K egal cu 3x minus 1. Și avem că... X egal cu 4K plus 1 pe 3. X egal cu x-ul pe 3, da? Da. 4K plus 1 pe 3. Și avem că pe de altă parte x-ul cuprins punem de sus minus pe parte. Minus 1 și 3. Minus 1 și 3. Și avem atunci că minus 1... Mai mic de egal ca 4x plus 1 pe 3, 4k. Și mai mic decât 3. Așa. Ce s-ar fi echipat? Am putea întâmplă aceeași viitor și avem că minus 3 mai mic de egal decât 4k. Nu, mai mic doar. Mai mic strict. Atenție. Uite, păi trebuie să fii atent. Mai mic decât 4k plus 1, mai mic egal aici. Decât 9. Scădem în 1 și avem că minus 2 mai mic decât 4. Scădem în 1, ai zis. Minus 4. Minus 4 mai mic decât 4K, mai mic egal decât 8. Împărțim cu 4. Stai bine, mai mic egal decât 8. Împărțim cu 4 și avem minus 1 mai mic decât K, mai mic egal ca 2. Cum K parcă G Z în resul. K Z. Rezultă că K poate să fie... 0, 1 și 2. Da, 0, 1 și 2. Și atunci luăm pe, cum știm că x este egal cu 4k plus 1, pe 3. X egal. Pentru k egal cu 0. Pentru k egal cu 0. X egal cu 1 pe 3. Unde l-avem? Uitați, avem acolo că x este egal cu 4k plus 1 pe 3. X egal cu 4k plus 1 pe 3. 4, 0, 1 pe 3. 1 pe 3. 5 pe 3 și 3. Și K egal cu 1, egal cu 5 pe 3, da? Pentru K egal cu 2. X egal cu 9 pe 3. 9 pe 3. Iată valorile expresite. Soluția, ecuația acelea. Deci îmi spunem X aparține mulțime valorilor. 1 pe 3, 5 pe 3 și 9 pe 3. 1 pe 3. Și 9 pe 3? Da. Păi 5 pe 9 pe 3, 3. 1, 9 pe 3. Da? 3. Chiar zici, scriu 9 pe 3. Da, scriem 9 pe 3. Așa zici. Da, scriem 3. 3. 5 pe 3. Și 3. Și 3. Și ca să ne convinge că avem lucrat bine, nu rămâne decât să locuim pe rând. X și 6. Hai să luăm pe 3 să vedem. Primele. Să vedem. 3 plus 1, 4 pe 2, 2. 3 plus 1, 4 pe 2, 2. Partea întreagă cu 2, 2. Adică 2. Să fie egal cu... 3 ori 3, 9, minus 1, 8, pe 4, 2. Corect.
Hai să vedem și un mix de asta. 5x3. Haide. Mix egal cu 5x3, să ne convingem să ne cam ca mine. 5x3+1. 5x3+1. Partea da. 5x3+1 înseamnă 8x3, nu? 3 și cu 5, 8x3. 8x6. 8x6, care înseamnă 4 pe 3. Da. Partea întreagă 4 pe 3, este care este cât partea întreagă? 1 și ceva. Adică 1. Și partea dreaptă, 3 ori 1 pe, ori nu, 5 pe 3. 3 ori 5 pe 3, 5. 3 ori 5, 5, minus 1, 4. 4, 4 pe 4, 4 1. 1. Corect. Este pare, da? Da, da. Mai vezi să se țină așa. Da. Hai bine, să vorbești tu acum, da? Ia, să vorbim și eu, nu? Ai înțeles, nu? Hai, challenge-ul e așa de ușor. Totdeauna la matematică este important să înțelegem mecanismul de lucru. Că dacă nu mai memorăm niște pași și nu înțelegem în esență, îi spași aceiași. Nu mai știu ce să faci. Partea întreagă de X cu 1 de 3. X? X cu 1 de 3. Egal cu X minus 1 de 3. Păi, notăm cu baba, tot egal ca baba. Și ca aparține de F. Și apoi scriem că partea întreagă din X plus 1 de 3 e mai mic sau egal decât X plus 1 de 3. E mai mic decât partea întreagă din X plus 1 de 3 plus 1. Apoi notăm X plus 1 pe 3 cu X minus 1 pe 2. Adică partea întreagă din X plus 1 pe 3. Și x minus 1 pe 2 mai mic egal decât x plus 1 pe 3 mai mic, mai mic decât x minus 1 pe 2 plus 1. Amplificăm și... Am deschis. Geamul, da. Cred că da, nu știu. E prea cald. Trebuie să deschid. Înmulțim cu 6? Sau, 3, 2, 6. 6 numitor. Da, dar nu înmulțim cu 6 asta. Așa zice ea, dar înmulțim cu 6 este aceeași, cum ai zicea de la aceeași numitor. Okay, okay. Ca ai să simplifică? Da, 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 da. Ok. Și atunci? Minus 3x minus 3 cu 2. Mai mult decât 3x minus 3 cu 6. Scădem 2. Da. 3x minus 5. Mai mic egal decât 2x, mai mic decât 3x plus 1, împărțim la 2, 3x plus 1, da. Sau scădem 3x? Scădem 3x? Da, ca să nu mai ducem ca la trecută, scădem 3x. La 2 da. Perdem 5. Și minus 5, mai mic egal decât minus x, mai mic decât 1, înmulțim cu minus 1, rezultă că... 1 mai mic sau egal mai mic decât x minus 1 mai mic decât x mai mic sau egal decât 5 k egal cu x minus 1 pe 2. Rezultă că 2k egal cu x minus 1. Rezultă că 2k plus 1 egal cu x. Intervalul avem acolo. Înseamnă că minus 1 mai mic strict decât? 2k plus 1. Zi, minus 1 mai mic decât 2k plus 1. Mai mic egal decât 5.